că Alina Vidican nu este în România doar cu scopul de a se relaxa. Venită în țară de câteva săptămâni, alături de cei doi copii ai săi, fosta soția lui Cristi Borcea pare să fie mai hotărâtă ca niciodată să facă totul pentru ca celor doi micuți ai ei să le fie cât mai bine. Surse apropiate familiei Alinei spun că blondina este decisă să obțină de la fostul ei soț o nouă favoare. Sub motivul că taxele de școlarizare sunt uriașe în Statele Unite ale Americii, Alina a solicitat o mărire a pensiei alimentare. Bani, 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 bagă bani, bani. Timișoreanca își dorește ca fostul ei soț să mai adauge aproximativ $2000 la indemnizația copiilor, suficientă din punctul ei de vedere pentru a le asigura celor doi micuți înscrierea la una dintre cele mai bune școli din Statele Unite ale Americii.